Salut! Astăzi revin cu continuarea listei cu cele mai bune seriale turcești lansate în anul 2023. Dacă ai ratat primul episod, îl poți găsi accesând sugestia din colțul din dreapta de sus sau făcând click pe linkul din descrierea acestui video. Ca și în cazul serialelor prezentate anterior, toate producțiile despre care voi vorbi sunt traduse în limba română și pot fi găsite pe internet. Rămâi cu mine până la finalul acestui video pentru a afla ce seriale interesante am pregătit pentru astăzi, dar pentru a nu rata continuarea listei, abonează-te și fă click pe clopoțel, activând toate notificările. Hai să începem! Sălbaticul. O fotografie ruptă și boțită este unicul lucru care îl păstrează din copilărie. Nici măcar nu știe sigur dacă acel băiețel drăguț este el. Crescând pe străzile murdare a celor mai sărace cartiere din Istanbul, el și-a luat numele Yaman și împreună cu cei trei prieteni pur și simplu au încercat să supraviețuiască. Într-o casă dărăpânată care le servea drept locuință, totul se împărțea la patru. Speranțele și visele, grijile și durerea, dar și puțină mâncare care reușeau să o găsească. Într-o seară, lângă casa lui Yaman, se oprește mașina luxoasă a lui Ala Soysalan. Pentru a feri tânărul de hoții care ar putea să-l jefuiască, Yaman îl duce acasă. Drept recompensă pentru că practic a salvat viața, bărbatul cere $1000, banii necesari pentru a achita serviciile unui doctor minune care promite să-l pună pe picioare pe Umut, prietenul lui Yaman. Impresionată de bunătatea tânărului, doamna Neslihan, mama lui Alaz, îi mărturisește lui Yaman că doctorul minunii este un șarlatan, dar ea într-adevăr ar putea să-i ajute. Pentru a pune la punct modul în care doamna Neslihan poate să-i ajute, Yaman vine în casa familiei Soysalan, unde îl așteaptă o descoperire tulburătoare. În una din camere stă atârnată pe un perete exact poza pe care o păstrează din copilărie. Poza pe care de fapt este prezentat copilul răpit al doamnei Neslihan. Iubire fără limite. După ce în fața lui i-a fost omorât tatăl, Ibrahim a părăsit satul natal. De atunci, nimeni în afară de Yasemin, prietena lui din copilărie, nu a auzit de el. Totuși, după 20 de ani, tânărul revine acasă pentru a se căsători cu frumoasa Yasemin, îndrăgostită și ea de Ibrahim. Însă întoarcerea sa nu este privită cu ochi buni de temuta familia Leto, care de generații bune controlează orice mișcare din sat. Fiind implicați în omorul tatălui lui Ibrahim, acum aceștia deloc nu sunt încântați de apariția tânărului, care la sigur va încerca să afle cine i-a ucis părintele. Ba mai mult, Tarek Leto de câțiva ani tot încearcă să o convingă pe Yasemin să se căsătorească cu dânsul, fiind respins categoric de fiecare dată, supărați pe fata încăpățânată, dar și mai tare de faptul că cineva își permite să-i refuze, familia Leto dă de înțeles că de voie de nevoie, dar Yasemin va fi a lui Tarek. Îngrozită de viitorul care o așteaptă lângă acest narcoman sever și fără scrupule, Yasemin pe ascuns se căsătorește cu Ibrahim și cei doi se ascund într-o pădure, însă sunt trădați și oamenii lui Leto dău de urmele îndrăgostiților. Încercând să o silească să se întoarcă, înnebunit de furie, Tarek o omoară pe Yasemin. Văzându-și soția omorâtă, fără a sta o clipă pe gânduri, Ibrahim îl omoară pe Tarek, astfel începând o luptă dintre oamenii simpli și clanul Leto, o înfruntare ce va lua multe vieți nevinovate. Gülcemal. Zafer a fost cea mai frumoasă femeie din bursă. Aerul mirosea trandafiri în jurul ei, dar vântul sufla că să joace buclele sale. A fost o adevărată regină, doar că absolut de nefericită. Cocioaba sărăcăcioasă unde o aștepta soțul neiubit și cei doi copii săcăitori, Gülcemal și Ghiulendam, era o povară prea grea pentru dânsa. Și ea a plecat fără să se uite în urmă. A plecat la un bărbat bogat care i-a dat viața frumoasă pe care o merita. Zdrobit de această rușine, soțul părăsit și a pus capăt zilelor. Din acea zi, copiii au rămas singuri și au avut multe clipe grele și nopți friguroase, însă încercările doar le-au întărit legătura și caracterul. Crescând mare, Gülcemal a devenit un bărbat cu voință de fier, capabil să mute munții din loc și să-l înlăture pe oricine are curajul să-i stea în cale. Nenumăratele magazine, hoteluri, fabrici de ale sale au împânzit Turcia, însă bogăția nu a fost în stare să-i aline durerea simțită atunci când acea care l-a adus pe lume l-a blestemat și a întors spatele. Orice mișcare făcută de Gülcemal a fost parte dintr-un plan de răzbunare bine pus la punct, un plan care o va distruge pe doamna Zafer. Pas cu pas îi va lua totul, prietenii, clienții, afacerile, dar el va urmări satisfăcut cum toți îi întorc spatele, așa cum a făcut și ea odată. Nu ultimul rol în planul său îl are Deva, frumoasa cu genele lungi pe care Zafer a crescut-o de mică. Însă nici doamna Zafer nu va sta degeaba. Îndată ce a aflat că feciorul său revine în bursa și înțelegând care ar fi motivul, ea a început pregătirile, dar confruntarea dintre cei doi va fi asemenea unui război, în care frumoasa Deva va juca unul din rolurile principale. Boboci de trandafiri roșii. Familia Tezel a fost nevoită să fugă din satul său distrus de cutremur. Ajungând în Istanbul, ei s-au stabilit într-o comunitate închisă care păzeau strict obiceiurile străvechi. Aici ziua se începea cu rugăciune. Soții au puterea de plină asupra soțiilor. Femeile sunt acoperite încă din frageda copilărie, fetițele învață doar să citească Coranul, dar adolescentele sunt măritate împotriva voinței și deseori cu bărbați de seama taților lor. Și dacă capul familiei Tezem, era fericit că au fost primiți în această comunitate, ba chiar considera că este o adevărată binecuvântare. Soția sa Meryem și fiica de 15 ani, Zeynep, nu îi împărtășeau bucuria. La gândul că soarta lui Zeynep deja este hotărâtă și curând va fi măritată cu cineva din comunitate, inima lui Meryem se umplea de disperare. În căutare de serviciu, femeia nimerește în casa domnului Levent. Aici Zeynep face cunoștință cu tatălui Levent, un vestit profesor de fizică care deodată observă capacitățile deosebite ale tinerii. Înțelegând că în pofida abilităților sale, Zeynep este condamnată la o viață ignorantă, profesorul îi propune să o pregătească pentru cele mai complicate examene, doar că să nu se descurajeze și să-și continue studiile. Entuziasmată de această oportunitate, Meryem începe să spere că fiica sa iubită va avea șansa să scape de existența mizerabilă pe care o duc și nu-i va repeta soarta tristă, trăindu-și viața lângă un despot pe care îl urăște. Între timp, căpetenile deja au hotărât viitorul lui Zeynep. Aceasta va fi căsătorită cu Junait, un clar văzător de rang înalt din comunitate. Și chiar dacă lângă dânsul, Zeynep va avea o viață liniștită și îmbelșugată, Meryem știe că fata trebuie să evadeze și ea, ca mamă, trebuie să facă totul să o smulgă din această situație complicată. Parfumul mamei. Chiar dacă și-a dorit din toată inima încă un copil, un bebeluș mereu este o încercare. Pentru a reduce din povară, proaspăta mămică Carsu o roagă pe mama ei Filiz să o ajute luându-l pe câteva săptămâni pe Kuzey, fiul ei de 3 anișori. Deloc încântată de această rugăminte, dar văzând-o pe Carsu așa de obosită și disperată, Filiz este de acord să-l ia pe băiat la dânsa în Istanbul până Carsu își va reveni după naștere. Însă pe drum, Kuzey dispare fără urmă. Această dispariție va pune capăt legăturilor dintre Carsu și Filiz, care și așa erau tensionate. Timpul trecea și toți deja au acceptat gândul că micuțul nu se va găsi niciodată. Nu și Carsu, al cărei inimă simțea că într-o zi din nou îl va strânge în brațe pe Kuzey. În pofida durerii pe care o simțea, femeia totuși încerca să trăiască mai departe de dragul celor două fete care i-au rămas. Într-o zi, ieșind la plimbare, Carsu îl vede pe Kuzey. Deși au trecut 3 ani de când s-a pierdut, ea simte că este el, însă copilul nu ține minte. Acum el se numește Denis, dar tatăl său este pescarul Azan, care l-a crescut de la 3 anișori. Pentru a pune punct în această situație încurcată, Carsu insistă să fie făcut un test ADN care adeverește faptul că micuțul Denis este Kuzey. Însă apariția băiatului, pe lângă fericire, va aduce în familia lui Carsu și multe probleme, atât în relația cu soțul egoist, cât și cu cele două fiice. Cam atât pentru azi. Nu uita să pui un like acestui video dacă ți-a plăcut și să te abonezi dacă ești pasionat de cinematografie. De asemenea, poți face un link pe clopoțel pentru a primi un mesaj despre continuarea listei de azi și alte notificări cu videouri interesante care ar putea să-ți placă. Ne auzim în videoul următor.